Într-o atmosferă plină de tradiție și bună dispoziție, primarul Comunei Chirnogi, Ștefan Ion, a participat alături de o delegație de peste 30 de localnici la festivalul Mămăligii, organizat în Bulgaria, în localitatea Nova Cerna. Evenimentul dedicat celebrării unuia dintre cele mai cunoscute și apreciate preparate tradiționale din bucătăria balcanică a reunit participanți din mai multe localități, inclusiv din România și Bulgaria. Comuna Chirnogi s-a prezentat la un festival cu un stand bogat în produse de toamnă, specifice zonei, precum și cu preparate culinare tradiționale românești. În fața unui public numeros, delegația condusă de primarul Ștefan Ion a pregătit mămăligă, ciorbă de pește și brânză cu smântână, bucurându-se de aprecieri pozitive din partea celor prezenți. Standul Comune Chirnogi a fost considerat unul dintre cele mai bune, atrăgând atenția vizitatorilor prin calitatea și autenticitatea produselor expuse. Pe lângă reprezentanții locali din Bulgaria la festival au fost prezenți și vecinii din Oltenița, inclusiv viitorul primar și viceprimarul municipiului Oltenița. A fost o ocazie minunată să ne întâlnim aici cu prietenii și vecinii noștri din România și să întărim legăturile de colaborare, a mai adăugat edilul din Chirnogi. Primarul Ștefan Ion a concluzionat că experiența de la Nova Cerna a fost una reușită cu toți membrii delegației chinogene, exprimându-și satisfacția pentru succesul participării la festival. Festivalul Momăligii din Nova Cerna reprezintă o sărbătoare tradițională de importanță regională care aduce în prim plan una dintre cele mai iubite mâncăruri din Balcani, Mămăliga, precum și ocazia de a celebra și promova tradițiile culinare și culturale din zona de graniță dintre România și Bulgaria. Primarul Comunei Chirnogi, Stefan Ion, a transmis mulțumiri tuturor celor implicați și și-a exprimat speranța că astfel de colaborări internaționale vor continua să întărească relațiile de prietenie și schimbul de experiențe între localitățile participante.